acesta este încă un vlog pe care nu l-am pregătit în niciun fel, dar urmăream zile trecute pe YouTube, în weekend, niște vlogărițe pe care nu le urmăresc în mod constant, vă spun, dar vorbeam un pic despre experiența lor legată de facultate, nu neapărat de medicină. Și am zis că ar fi ceva foarte interesant, zic eu, pentru cei care urmează să intre la medicină sau poate sunt actualmente studenți, ar fi foarte interesant să mai asculte și o părere din partea unei persoane mai mari, pentru că majoritatea lucrurilor pe YouTube sfaturile sunt date tot de studenți, ceea ce este un lucru bun din punctul meu de vedere, pentru că au informațiile mult mai proaspete decât mine, nici nu știu dacă mai sunt aceiași profesori care erau pe vremea mea, dar poate și o părere, să spun, la rece este bună, pentru că în timpul facultății noi punem foarte mult suflet și mi se pare că examenul ăla este cel mai important lucru care ni s-a întâmplat în viață și că de asta depinde, cariera și viitorul nostru, și nu e deloc așa. Dar lucrul ăsta îl poți realiza abia când ai depășit momentul și te-ai relaxat și nu te mai impactează așa de tare. Toți ne simțim la un moment dat neîndreptățiți, unele examene sunt foarte subiective și parcă de astea mi-au rămas mie în minte, și cu toate astea, după își de ani, nu mai au nicio importanță. Ok, dacă vreți să dați la medicină, pe vremea mea erau examene la biologie și la alegere între chimie și fizică. Eu am ales chimia pentru că oricum îmi plăcea foarte mult în liceu și la noi se făcea intensiv, eu fiind la profil real. Mi-a plăcut foarte mult chimia, cum spuneam, și biologia, motiv pentru care... și nota de la BAC nu a avut nicio importanță pentru admitere. Nu știu dacă acum contează, atunci nu. Cu toate astea ne-am pregătit și pentru BAC. Era și un liceu destul de mare, un liceu important, de prestigiu, din Buzău, pentru că eu sunt din Buzău. Și atunci ne pregăteam pentru orice materie, indiferent dacă aveam la BAC sau nu, învățam la orice, oricând, oricum. Cam asta era strategia în liceu. Iar după admitere, care a fost un examen mediu ca dificultate, adică vreau să fiu foarte sinceră, n-a fost un examen greu, pentru că facultatea are nevoie de studenți de toate felurile, adică au nevoie ca voi să treceți și să eventual să plătiți și taxă, dacă se poate, la facultate. Au fost locuri la buget și locuri la taxă. Locuri la buget fiind de număr mult mai mic. Taxa era mult mai interesantă și obiectivul meu a fost oricum să fiu la buget în fiecare an, și spun asta pentru că la finalul anului se făcea o listă în funcție de medie și puteai să pici la taxă dacă nu erai printre primii. Ok, la mine n-a fost problemă, am fost în fiecare an la buget, dar bugetul ăsta și alergătura asta e cea care ne-a amețit și ne-a nebunit și cred că ne-a obosit mai mult decât orice, mai mult decât materia în sine, tu sau eu, sau mă refer strict la mine, poate nu toți au fost la fel. Eu mă concentram foarte mult pe obținerea de note mari ca să rămân la buget. Ba chiar obiectivul meu a fost să iau și bursă. Erau burse de merit sau burse de studiu, nici nu mai știu. Oricum, primii 50, poate, în funcție de medie, luau anumiți bănuți, foarte puțin, dar era o senzație că măcar erau banii munciți de tine și dacă tot ești întreținut de părinți toată facultatea, măcar așa niște bani de buzunar ai tăi și obținuți de tine îți pot aduce un pic de satisfacție. Deci acesta era obiectivul meu și cu excepția anului 5 am luat în fiecare an și bursă. Și asta nu vă spun ca să mă lau, ci vreau doar să vedeți care era nivelul de concurență. Era foarte mare, colegii mei foarte buni, foarte deștepți toți, adică am rămas, cum să zic, impresionată cât de mult muncea fiecare. Și înainte de examene ne auzeam la telefon, dacă vine să credeți, și ne întrebam, tu unde ai ajuns, tu ce ai citit? Ne ajuta foarte mult că ne-a antrenat lucrul ăsta, adică dacă colega mea, de exemplu, citea 30 de pagini pe zi și eu n-apucasem decât 20, bineînțeles că
făceam un hey rup pe ultima 100 de metri și mai băgam 10 pagini în ziua respectivă. Ne motivam reciproc și a fost foarte important lucrul ăsta, că nu te simțeai singur pe lume. Dar să vă spun și ceva mai concret, în primii 2 ani cea mai grea materie este anatomia și nu neapărat că e foarte greu de învățat, ci presiunea e mare datorită creditelor. Avea foarte multe credite, ceea ce însemna că nota este extrem de importantă și că poate să facă diferența între taxă buget. De asemenea, acum, ca să înțelegeți, între 9 și 10 era o diferență enormă. În funcție celorlalte anatomie puteai să fii sus sau sub linie sau jos. Conta foarte mult, așa că, deși pentru alții zici, mă, ce mi-e 9, ce mi-e 10, că tot acolo e, pentru noi era o diferență uriașă. Anatomia, noi am făcut cu domnul conferențiar, nu știu dacă acum e domnul profesor, dar pe vremea era domnul conferențiar Vlad, și știu că am învățat foarte mult. Eu, una, aș vrea să mă laud și să spun că trebuie învățat logic și, dar n-ai timp. N-ai ce logic, trebuie să tocești foarte bine și să știi mult pe de rost. Atât cursul cât și din carte erau ranga, era la modă pe vremea aia și cred că și acum e, nu? Și trebuia să știi, deci eu știam efectiv pe de rost și o să vă spun și o chestie foarte amuzantă, apropo de învățatul pe de rost, cu care nu sunt de acord, dar na, v-am zis că miza era foarte mare. Apropo de învățatul pe de rost, în timpul cursului, domnul conferențiar vorbea destul de repede. Noi, fiind veniți de abia din liceu, nu eram obișnuit să scriem atât. Deci scriam câte 20 de pagini de caiet studențesc la un curs de 3 ore. Muzmuream în aer, leșinat. Deci după cursul de anatomie trebuia să stai așa vreo jumătate de oră să te resuscitezi, să-ți revii. Ei, și la curs, cred că făceam anatomia, nu mai știu, sistemului nervos, nu, embriologia. Ca așa începi, cu embriologia înseamnă dezvoltarea, practic, corpului uman, embrionului, din momentul conceperii până când ajungi la naștere. Ei, și la embriologie ne povestea despre crestele neurale. Creste neurale, da, vreau să vă spun că dicta așa de repede și vorbea și încet, deci dacă nu stai în prima bancă, nu prea înțelegeai. Și sau dacă tușea cineva în curs, în momentul în care domnul conferențiar dicta, pierdeai 5 rânduri clar, adică nu se înțelegea. Ei, și eu, în loc de creste neurale, am înțeles fese neurale, adică fese. Și am mers așa cu fesele astea vreo 3-4 cursuri, adică apropo de logică, băteam, băi, unul pe sus, altul pe jos, parcă nu s-ar potrivi. Ei, dar fese neurale am scris eu în primul curs și așa am mers 4-5 cursuri până când m-am apucat să învăț pentru examen și bineînțeles că am deschis și cartea și atunci m-am amuzat de prostia pe care o scrisesem acolo. Dar trebuia să scrii tot și de preferat să înveți după ce ai scris, după notițele tale. A fost foarte greu. La anatomie, în afară de faptul că volumul este foarte mare, se pune foarte mare accent pe practic, adică trebuie să stai cu nasul în cadavru ca să înțelegi și să vezi exact pe unde trece fiecare nerv. Pentru noi era plăcut și destul de interesant. Neplăcut era că era un singur cadavru pentru, nu știu, 30, 40, poate, sau poate exagerez eu, dar cred că 20-30 de studenți erau siguri la un singur cadavru. Ei, gândiți-vă că un cadavru este foarte ușor încercuit de 10, iar ceilalți trebuiau să se suie pe scaune, eventual în cârca altora, ca să vadă ceva. Și dacă nu ești acolo foarte aproape, nu se văd, mai ales leziune de profunzime. Nu le vezi. Și le mai organizam noi, mai veneam înainte de examen, noaptea, mai vorbeam cu cineva pe acolo ca să mai vedem și noi o dată cadavrul înainte de examen, dar practicul mie mi-a plăcut foarte mult, adică examenul practic era important, îți asigura, să spun, o notă, dacă era totul bine, te ajuta un pic și ca impresie la oral. Anatomia tot timpul a fost un examen oral la noi, eu având această relaxare, n-a vorbi cu oricine, n-a vorbi public. Pentru mine toate examenele orale au fost foarte ok la anatomie și dacă mi-a plăcut și practicul, cu atât mai mult. Am luat note foarte mari. Anatomia e cea care îți rămâne, apoi sunt materiile și eu aici vreau să le punctez, complet inutile. Nu că nu ar fi interesante pentru un viitor medic, ci pentru că se fac extrem de prost. Informatica, care
cred că în perioada aceea mi-a căzut foarte mult păr de atâta stres și atâta disperare, pentru că nu reușeai în cele două ore să faci nu știu ce programel sau oribil, ce acasă cu grijă, că data viitoare trebuie să vii la fix, dacă întârzia era nasol. Așa de disperația după informatică, ca după un an sau doi de informatică, mi-aduc aminte că nu am învățat, nici nu învățam nimic. Mie mi se părea că catedra respectivă nu face nimic. Nu vreau să fiu răutăcioasă, este foarte importantă informatica, mai ales pentru că la lucrare de licență, la lucrare de doctorat, te folosești de niște programe, te folosești de niște statistici. Sunt total de acord, dar modul în care se predă și disperarea și stresul în care lucrăm nu merită și consider că lucrurile astea ar trebui schimbate, la fel și cu engleza, exact aceeași situație. Da, este în regulă pentru un medic să știe engleză, dar să fim serioși, la modul cel mai relaxat ar trebui învățată engleza. Faci și sport, ceea ce iarăși nu mi se pare ok ca materie, asta ai putea să faci în timpul liber, nu trebuie să o bagi ca o materie de facultate. Sunt niște lucruri de umplutură. Asta consider și ar fi fost mult mai bine să facem materii care să ne fie ajutat cu adevărat în cariera noastră. Cred că a mai fost și marketing, pe care l-am făcut în primul an, iarăși mi se pare total inutil în primul an de facultate, când tu nu știi nici măcar ce e o arteră și un nerv și o venă. Mi se pare inutil să înveți cum să-ți construiești un cabinet și, bineînțeles, vă dați seama că sunt lucruri foarte flu, adică nu înveți detalii. Mă rog, mai mult pierdere de timp pentru un student de anul întâi. Ăsta este adevărul, așa am văzut eu lucrurile. Dacă voi le simțiți altfel sau dacă lucrurile s-au mai schimbat între timp, puteți să-mi scrieți în comentarii, să-mi spuneți, poate acum informatica e mai lejeră, e mai interesantă, nu e disperarea aia că plângeam, ieșeam plânși de la orele de informatică că nu apucam să lucrăm tot în programul ăla. Lucrăm tot înseamnă să ai un... pentru că am rămas impresionat. Să ai un afiș cu pași pe care trebuie să-i faci ca să obții ceva ce oricum nu înțelege la ce se folosește și dacă n-aveai timp în două ore, cam atât ținea, puteai să pierzi tot sau ceva de genul. Deci ieșeam plânși de acolo, îmi bătea inima ca la șobolani. Când ieșeam, cred că aveam tahicardie, eram foarte speriată că n-am apucat să... Așa-i povesteam soțului meu, spune, măi, te stresez foarte tare. Căutam metode să-mi rezolv lucrurile și nu puteam la informatică și m-am zis pentru ca la final să nu rămân cu absolut nimic. Asta este experiența la personală, poate voi vedeți mai multă utilitate în materiile astea. Igienă? De igienă nu mai spun că... Mă enervez și pe asta, da. Da, sunt materii importante, materii care vă vor ajuta, cum e anatomia. Dacă vă place anatomia și sper să vă placă, consider că lupta e câștigată. Când spun luptă, mă refer la indecizia voastră, pentru că ai mari dubii dacă tu ești cu adevărat creat pentru medicină. După 3 ani în care înveți foarte multe lucruri, dar mai puțin despre boli și pacienți, te gândești serios dacă tu o să fii un medic bun, dacă o să înțelegi ceva din treaba asta, din medicină. Ai foarte multe dubii. După anul 4 lucrurile se mai liniștesc pentru că apuci tu să vezi un om și să-l palpezi și să vorbești cu el și să faci un examen clinic, dar până atunci înveți numai chestii de mult depășite. Inclusiv la fiziologie, fiziopatologie, nu cred că fiziologie, învățam niște aparate care nu se mai folosesc deci de ani. Da? Și noi trebuia să știm cum să le folosim, mai ales la examenul practic. Ce face fiecare? Deci, nu. Chiar mă gândesc ce frumos ar fi fost în facultate să învățăm și noi să facem o ecografie. Adică, am vrut să aveți și perspectiva asta. O să vedeți, dacă mai căutați pe YouTube filmulețe cu experiența la medicină, o să vedeți că vi se vorbește despre restanțe, despre nu știu, dificultate, examenul restanță, banii pe care trebuie să-i dai. Eu nu o să vă povestesc lucrul ăsta. Pentru mine nu este relevant, fără nicio supărare, dar dacă ești la medicină și ai acumulat niște restanțe, trebuie să te gândești dacă ești făcut pentru asta, că s-ar putea să nu-ți placă. Poate nu e un lucru pe care vrei să-l recunoști, poate nici părinții nu vor să creadă asta, dar probabil că nu-ți place. Clar, se poate întâmpla să ai o problemă, să nu te poți pregăti pentru un examen. Îi se poate întâmpla oricui, însă când e vorba deja de mai multe examene, cred sincer că nu...
că ar trebui să te mai gândești și e mai bine mai devreme decât mai târziu. Îți spun foarte sincer, pentru că de fapt nu e vorba de cantitatea de informații pe care o acumulezi, rămâi cu foarte puțin și oricum tu vei învăța în rezidențiat domeniul, materia pe care o vei face în continuare. E în cazul meu dermatologia. În facultate am avut un stagiu de, cred că, 2 săptămâni în 6 ani. Atât am învățat de dermatologie în facultate. Restul am învățat în rezidențiat. Dar e vorba că facultatea te pregătește pentru muncă, te disciplinează, te umilește suficient de mult încât să fii umil și în continuare când vorbești cu pacientul, să n-ai impresia că le știi pe toate, pentru că nu e așa, să te gândești că s-ar putea să greșești, deși nu mai înveți la fel de mult cum era în facultate, în rezidențiat și apoi în specialitate, constant trebuie să citești, constant trebuie să deschizi un articol, o carte, pentru că rămâi în urmă. Deci te pregătește facultatea, iar dacă tu n-ai putut să ții pasul cu examenele din facultate, s-ar putea ca nici mai încolo să nu reușești să ții pasul cu noutățile, cu pacienții. Gândește că nu ai un examen important, dar poate ai o operație grea și dacă nu știi să nu știi ce e de făcut, mai bine nu mai intri în ea. Sau dormi liniștit la 12 noaptea și te sună pacientul care are o complicație în urma intervenției pe care ai făcut-o tu. Deci trebuie să fii pregătit să gestionezi lucrurile astea și astea le gestionezi doar cu foarte mult exercițiu și muncă încă din facultate. Ok, sper că v-am motivat, că de fapt acesta este scopul filmulețului, nu să vă spun cât de ușoară este sau cât de grea este medicina, lucrul ăsta este subiectiv. Eu dacă am fost foarte competitivă și mi-am dorit să rămân la buget, vă dați seama că pentru mie mi s-a părut o facultate grea, da? Pentru că am și tras foarte tare și consider că majoritatea celor care termină medicina rămân cu impresia asta, că este o facultate dificil. Nu vă povestesc restanța, n-am avut niciodată, dar v-am zis, mi se pare normal sau mi se pare plauzibil să ai una, dar când vorbim de mai multe restanțe și de greutatea cu care tu treci dintr-un an în altul, sfatul meu să reconsider, pentru că încă ai suficient timp să te reprofilezi. Nu se supără nimeni, până la urmă tu ești mai important și viitorul tău tu ți-l faci, nu părinții, nu, pentru că părinții au mândria asta de copilul meu este medic, își dau copiii la medicină fără ca ei să fie într-adevăr atrași de domeniul ăsta. O să închei filmulețul, deși erau foarte multe de spus, dar v-am zis, pentru mine informațiile nu mai sunt așa de proaspete, dar o să închei filmulețul vorbindu-vă un pic despre licența și examenul de rezidențiat. Licența vă sfătuiesc să vă apucați de vreme de ea, ca să nu stați pe ultima 100 de metri când voi aveți foarte mult de învățat, cu statistică, cu date, cu scriptologie. Faceți-o repede, de preferat pe la începutul anului 6 voi deja să o aveți gata, da? Să o citească profesorul vostru coordonator, iar în anul 6 să vă concentrați doar pe materia de rezidențiat, dacă vreți să rămâneți în țară, dacă vreți să plecați, puteți să plecați și fără rezidențiat, acum eu aș recomanda să-l dați oricum, pentru că nu știi niciodată ce se rezervă viitorul și măcar ai dat examen, zic și eu, nu știu. Plus că nu e nici ăla așa de greu, adică și până la urmă și la rezidențiat eu consider că fiecare își găsește locul. Dacă n-ai luat examenul de rezidențiat, iarăși să spunem că a fost o situație, că n-ai putut să înveți, deși părerea mea este în continuare că dacă nu ai luat examenul de rezidențiat, e un motiv să te mai gândești, pentru că viața nu va fi mai ușoară după, în niciun caz, lucrurile se complică. S-ar putea să nu poți face față volumului de muncă. Dar în altă ordine de idei, examenul este normal, dificultatea este medie. Din anul meu știu că aproape toată lumea a luat ce și-a dorit, iar dacă nu prinzi din prima, nu e niciun fel de problemă, te mai poți muta, mai poți da o dată examenul. Eu îmi doresc pentru viitoarele generații să se scoată examene, să se scoată la rezidențiat posturi prin spitale, nu numai universitare, dar și prin spitale mai mici, pentru că România are nevoie de medici peste tot. Bineînțeles, în condițiile în care li se și oferă tot ce trebuie, toate condițiile de care un medic are nevoie, ca să poată să-și desfășoare corect activitatea. Deci asta mi-aș dori, să se scoată mai multe posturi, pentru că în afară de salariile mici, în afară de toate greutățile pe care le mai întâmpină un medic,
nici nu prea își găsesc locuri de muncă. Deci, învățați cât mai mult. Dacă scopul vostru este să rămâneți la buget, este ok, sunteți pe calea cea bună, oricum veți învăța categoric.